câștigătoare. Ne-am întors, începe finala feminină la sol, la start, campioana europeană în titlu, Larisa Iordache, dar și campioana mondială, Xenia Afanasieva. Un duel între România și Rusia și la sol. Poate face diferența și Diana Bulimar. O vedeți la start pe Roxana Popa Nedelcu, o fată născută la Constanța, acolo a început gimnastica, după care a plecat cu părinții ei în Spania. A fost surpriza concursului individual pentru noi, să spunem, pentru că a intrat în primele șase. E, deși a ajuns la marea performanță în Spania, am putea spune că a învățat gimnastica, nu-i așa, în România. Anul trecut, la Bruxelles, Iordache a luat aurul, ponor argintul. Ce va fi aici, vom vedea în jumătate de oră. O finală tare. O execuție bună. Îi poate aduce aurul Larisei. Are dificultate. Afanasieva e foarte puternică la acest aparat. 9, 4,